ne face serenade la el acasă. Artistul nu și-a botezat încă următorul single, drept pentru care va cere ajutorul asta. După ce îl veți asculta în premieră, interpretat de Cheo exact la el acasă, acolo unde are cea mai mare inspirație și unde compune cel mai des. Eu te recunosc, eu te-am mai văzut. Deseori în gând. Bine ați venit la mine. Da, mă uitam chiar la MTV acum, așteptându-vă, și eu mă uit foarte des la MTV, îmi place. Ești ca un mister, visa îmi zâmbești. Când sunt în București, sunt ori la mine acasă, ori în studio. Cam 80% din timp sunt între studio și casa. Aici e foarte plăcut pentru că mă trezesc dimineața, mă duc la pian, mai compun, mai fac ceea ce-mi place. Studio este foarte aproape de mine, deci e ok, I'm lucky. Lucrez la acest nou album, viitorul album, care sper să fie gata până la sfârșitul anului. Și pot să spun că o să am mai multe colaborări. În primul rând o să am o colaborare cu Vank. Eu sunt fan Vank de mult, dinainte să ne cunoaștem. Și am colaborat de nenumărate ori la piese. Bine, el a co-scris niște texte și pentru mine, dar am scris foarte mult pentru alții. Și mai este o colaborare cu... Nu pot să dezvălui foarte mult acum, dar este o colaborare cu un imens producător american. Pot să vă spun că printre cele mai de succes colaborări care le-a avut au fost pentru Justin Timberlake, de exemplu, dar nu vă spun mai mult. Asta este o piesă care va fi pe viitorul album. Nu are încă un nume, dar poate mă ajutați. Am, dar nu te găsesc. Și îmi amintesc cum a fost odată, ca în povești. Erai prea frumoasă ca să mă iubești. De ai fi doar o clipă îndrăgostită de mine, iar aș muri. De ai fi doar o clipă îndrăgostită de mine, chiar aș muri. Dar nu aș vrea să știi.